România este una dintre țările din Europa cu cele mai multe mame adolescente. Anul trecut, 563 de fete cu vârste sub 15 ani au rămas însărcinate. În tot acest timp, subiectul legat de orele de educație sexuală în școli rămâne unul delicat. Urmează un nou reportaj al campaniei Digi24, Paciente în România. Sunt însărcinată la 15 ani și pot să spun că nu aveam informații foarte clare și foarte utile legat de educația sexuală, legat de contracepție. M-am panicat puțin, nu știam exact cum să reacționez. L-am sunat pe tatăl copilului, nici el nu mai știu cum să reacționez, a fost un șoc total pentru amândoi și seara când mama mea a venit de la muncă, i-am spus, a fost un șoc bineînțeles și pentru ea, mi-a reproșat și mi-a spus că puteam să fiu mai atent, puteam să-mi continui studiile, ce o să zică lumea, dar pe lângă asta m-a susținut, a fost lângă mine și nu m-a abandonat sau nu m-a dat afară din casă. Andreea are acum 18 ani și un copil de 3 ani. Chiar dacă a fost îndemnată de cadrele medicale să renunțe la el și chiar dacă a fost un copil care a avut și are grijă de un alt copil, nu a dat înapoi. Când am născut, mi s-a spus că de ce nu am avortat, să dau copilul spre adopție sau să las copilul în spital pentru că nu voi fi o mamă bună. Deși avea doar 15 ani și a trebuit să facă față presiunii celor din jur, Andreea a fost o adolescentă puternică și a știut foarte clar că vrea să păstreze copilul. Părinții mei au fost oarecum rușinați și cumva mi-au reproșat, doar că au fost lângă mine, m-au susținut. În schimb, vecinii și restul au fost foarte, foarte aspri și duri și critici. Sarcina mi-a dat o putere și nu, eu cel puțin nu am ascultat la ce spun ceilalți. Doar că, din păcate, sunt și alte mame care cad în depresie sau ajung la sinucidere. Andreea a fost puternică atunci și este și acum, însă nu toate fetele care trec printr-o astfel de experiență reușesc să rămână echilibrate. Dimpotrivă, de aceea Andreea insistă să-și spună povestea de câte ori are ocazia, pentru că alte adolescente, poate nu la fel de puternice, să nu ajungă în această situație. Pe mine, personal, m-ar fi ajutat și o oră pe lună sau o oră pe semestru de educație sexuală în care cineva să ne explice riscurile atunci când întreții o relație intimă cu cineva atât de devreme, bolile cu transmitere sexuală și contracepția. Când doamna de biologie vorbea la oră despre când ajungea la partea masculină, fetele erau scoase afară și invers. Nu numai profesorii se tem de astfel de discuții, ci și părinții. Alexandra are 16 ani, este la liceu, iar discuțiile cu părinții ei pe această temă au fost puține. Au fost niște discuții foarte scurte despre să nu faci, să fii cu minte după căsătorie și cam atât. Cred că într-un fel e bine din cauza rușinii, dar într-un fel este și rău că știi ce să faci, cum să te comporți în anumite situații și o să greșești. Cred că este mai confortabil să le aflu din altă parte decât de la părinți, pentru că intervine, cred că, și rușinea. Fie un trio în partea de educație, pentru că atât la școală cât și în familie este nevoie să fie de o educație continuă. Dacă la școală se vorbesc niște lucruri și copilul vine acasă și sunt combătute de către familie, copilul va fi în incertitudine și nu va ști ce să creadă. Trebuie să fim mult mai transparent și mai corect, pentru că informațiile oricum le iau de peste tot și le iau pornografic. Educația sexuală, să spunem, trebuie în școală de la vârste, cred eu, destul de fragede, pentru că fetele în prezent intră în pubertate de vreme. Medie e undeva la 11 ani. Sunt fete care intră la 8-9 ani, altele cel târziu la 13 ani. Rușinea de a vorbi despre lucruri firești nu îi protejează pe copii, spun specialiștii, ci dimpotrivă, pentru că o sarcină la vârste atât de mici poate produce traume psihice greu de reparat. Am avut sarcina a doua sau a treia oară chiar până la vârsta de 16 ani. La 13-14 ani, organismul fetei nu e complet format, organele nu au căpătat maxima lor dezvoltare anatomică, mărimile necesare pentru a permite o sarcină normală.
De foarte multe ori aceste sarcini se termină cu avort sau cu o naștere prematură. Potrivit unui studiu realizat de UNICEF și Asociația SAMAS, România este pe locul al doilea în Europa la rata de naștere în rândul mamelor adolescente. Studiul UNICEF și SAMAS arată că în 2019 au fost aproape 17.000 de sarcini la adolescente, iar cele predispuse la astfel de situații sunt cele cu un nivel mai scăzut de educație, cauzat de multe ori de sărăcie. Sunt părinți care provin din anumite, să spunem, comunități mai restrânse, care țin de etnie, țin de religie și acolo subiectele, iarăși, cum spuneam, sunt tabu și atunci nu prea se discută aceste elemente decât la o vârstă mai mare, la 15, 16, poate chiar și 18 ani, dar sunt și cealaltă categorie a părinților care, la un moment dat, vorbesc cu copiilor, dar nu vine dintr-o inițiativă de multe ori a părinților, din păcate, vine tot la întrebările copiilor, pentru că aceștia au aud niște cuvinte și vor să fie lămuriți. Studiile arată că atunci când o tânără de, nu știu, 16 ani naște un copil și are o soră, este foarte probabil ca și sora ei să facă la fel. Și atunci toate aceste cazuri trebuie monitorizate. În primul rând din comunitate, de către asistenții sociali, dar foarte mulți nu își fac treaba. Și atunci poate că ăsta ar fi primul punct de unde aș începe. În ultimii ani, 10% din totalul nașterilor sunt la adolescente. Adolescenții știu despre sex, dar nu știu despre partea de sănătate și despre partea emoțională. Și tocmai aici este carența, deci ăsta e paradoxul. Noi ne lăsăm adolescenții să fie expuși la informații care nu-i ajută și care îi vulnerabilizează și le tăiem accesul tocmai la aceste informații de sănătate fizică și emoțională asociată activității reproductive. Pentru a nu se mai întâmpla acest lucru, Ministerul Educației vrea să introducă în școli ore de educație sexuală. De asemenea, între Ministerul Sănătății și cel al Educației vor fi semnate protocoale pentru a veni în ajutorul adolescentelor, asistenții sociali, medicii școlari și cei de planning familial. Atât deocamdată, ne revedem însă și săptămâna viitoare când vom continua să vorbim despre problemele din sistemul de sănătate din România. Pentru a nu vă lovi însă de ele, aveți grijă de voi pentru a nu ajunge în spitale.